Gărgăunele și căpcăunul. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. La poalele unui munte era un sat în care oamenii trăiau foarte fericiți. Dar asta până într-o zi, când în vârful muntelui s-a stabilit un căpcăun. Și acest căpcăun cobora în fiecare zi în sat și lua câte un copil pe care îl ducea sus pe munte, unde îl mânca. Toată lumea îngrozită a început să-și încuie copiii în casă. Nu mai aveau voie să se mai joace afară și nu se mai duceau nici măcar la școală. Într-o astfel de căsuță stătea și Miruna împreună cu părinții ei. Într-o zi, fata a ieșit din casă pentru câteva minute fără să încuie ușa și a fugit repede pe ulițele satului, începând să se joace de una singură. Dar vai, a și apărut căpcăunul și a luat-o pe Miruna cu el. Părinții Mirunei au observat că a dispărut și au fugit repede după căpcăun strigând: "Căpcăunule, dă-n-o pe Miruna înapoi! E singura noastră fetiță și fără ea nu putem trăi! Ia pe unul dintre noi în locul ei!" Dar căpcăunul se îndepărta fără să spună nimic. Și pasul căpcăunului era mult mai mare decât al bieților părinți. Așa că foarte curând, părinții lui Miruna s-au rătăcit și nu mai știau pe unde să meargă. Se aflau într-o pădure și era tot mai întuneric în jurul lor. Deznădăjduiți, s-au așezat pe o buturugă, începând să plângă după fetița. Atunci, lângă ei, a apărut un gărgăune. "Nu mai plângeți după Miruna! Așteptați aici, căci foarte curând am să vă aduc înapoi!" Și gărgăunele dispăru din fața lor, alergând spre vârful muntelui. Nu trecu mult și gărgăunele ajunse la un șanț plin numai cu sticlă. Și era o sticlă atât de ascuțită că dacă o atingeai, te tăiai imediat. Gărgăunele înconjură muntele de-a lungul șanțului și nu găsi niciun loc pe unde să treacă. Se uită în jur și văzu două blocuri din piatră. Le luă și scobi în ele niște locuri pentru picioare, făcându-și astfel niște pantofi din piatră. Apoi, încet, încet, trecu peste șanțul din sticlă. Sticla se zdrobea sub călcătura lui, dar niciun ciob nu a ajuns la talpa gărgăunelui. După ce trecu de șanțul cu sticlă, ajunse la un șanț plin cu apă rece. Și era atât de rece că dacă o atingeai, înghețai imediat. Gărgăunele înconjură acest șanț și nu văzu niciun loc pe unde să treacă. Atunci se uită de jur împrejur și văzu doi copaci uriași. Îi tăie și scobi în trunchiurile lor loc pentru picioare. Își făcu astfel încălțăminte din lemn și pluti pe apă de parcă ar fi avut două bărci în picioare, fără ca nicio picătură de apă să-l atingă. După ce trecu și de șanțul cu apă, întâlni un șanț cu foc și era atât de fierbinte că dacă îl atingeai, te ardeai imediat. Gărgăunele înconjură și acest șanț și nu găsi, bineînțeles, niciun loc pe unde să treacă. Se uită el împrejur, dar nu găsi ceva care să-i folosească. Atunci se apucă și săpă un canal de la șanțul de foc până la cel de apă. Și așa apa stinse tot focul. Apoi gărgăunul trecu peste jarul stins și ajunse la un castel uriaș. Intră înăuntru și se întâlni față în față cu căpcăunul. "Ce cauți în castelul meu?" întrebă căpcăunul. "Am venit să o iau pe Miruna să o duc înapoi la părinții ei." "Ha, ha, ha, ha! Poate vrei să devii și tu cina mea împreună cu Miruna." "Crezi că dacă ești atât de mare, ai și putere?" "Eu am orice putere, să știi." "Da? Poți să te transformi în altceva?" "Cum să nu?" Și pe loc căpcăunul se transformă într-un dragon. "Ei,
E simplu ca tu, uriaș, să te transformi în altceva tot uriaș. Dar poți să te transformi în ceva foarte mic? Într-un țânțar, de exemplu. Și căpcăunul, tântălău, pe loc se transformă într-un țânțar, pâzâind în jurul gărgăunului. Și gărgăunele, nici una, nici două, îl plezni între palme, omorându-l pe loc. Apoi se duse și o luă pe fetiță, ducând-o la părinții ei. Aceștia, bucuroși, au luat-o în brațe și au pupat-o. Miruna le-a promis că de acum va fi cu minte și ascultătoare și nu va mai ieși din cuvântul lor. Și toată lumea a fost foarte fericită că a scăpat de căpcăun și copiii puteau iar să se ducă la școală și să se joace pe afară. Inorogul și fetița. A fost odată o fetiță pe nume Maria. Ea primise o carte cu inorogi și toată ziua visa să îi întâlnească. Într-o zi a plecat la picnic cu părinții ei în pădure. În timp ce părinții pregăteau micii, pulpele de pui și cârnăciorii pentru grătărel, Măriuca a început să adune floricele pentru părinți. Cu cât se afunda în pădure, cu atât îi se părea că florile devin din ce în ce mai frumoase. Dar tot adunând, se pierdu de părinți. Atunci, când realiză acest lucru, toată pădurea îi se păru diferită. Spaima transformă pădurea cea frumoasă într-un loc primejdios în care trăiesc tot felul de animale care abia așteaptă să o mănânce. Începuse să plângă și să tremure de frică. Printre lacrimi, observă o lumină în întunericul din prejur. Era o lumină ca de curcubeu. Acea lumină venea dintr-un corn de inorog. Cornul magic al inorogului avea la vârf toate culorile curcubeului și de acolo venea lumina magică. La mijloc, cornul era negru, iar începutul cornului era de un alb cum nu mai văzuse Măriuca vreodată. Nici măcar zăpada nu era așa de albă. Apoi, când se obișnui cu lumina aceea magică, observă și inorogul. Era alb, un alb pur, exact ca și începutul cornului. Îi observă apoi ochii blânzi și calzi, care îi spuneau să nu se teamă. Pădurea este sigură și nimeni nu-i va face vreun rău. Măriuca întinse fără să vrea mânuțele ca să îmbrățișeze inorogul. Acesta își lăsă capul în jos și o lăsă pe fetiță să îl îmbrățișeze. Fetița îl întrebă cum îl cheamă, iar inorogul îi spuse că este o fată inorog și o cheamă Curcubeu. Măriuca își spuse numele și îi spuse că este foarte fericită acum că a întâlnit-o, mai ales că și-a dorit din totdeauna să întâlnească un inorog. Curcubeu i-a spus că ea apare numai oamenilor cu suflet bun, iar Măriuca este un om cu suflet foarte bun. După această discuție, Curcubeu i-a spus Măriucăi să urce în spinarea ei. A întins piciorul din față pentru a o ajuta pe Maria să se urce și apoi a plecat înspre locul în care se aflau părinții fetei. Aceștia începuseră să o caute pe fetiță și erau neliniștiți. Ajunsă aproape de părinți, o lăsă pe Măriuca jos într-o poiană cu flori. Fetița adormise și Curcubeu o lăsă să doarmă. Își luă rămas bun de la fetița adormită, dându-i un cadou. În fiecare noapte, Curcubeu îi va apărea în vis și astfel Măriuca se va putea juca în continuare cu inorogul ei. Apoi făcu toate florile din jurul Măriucăi să strălucească precum Curcubeul, fiind sigură că astfel le va atrage atenția părinților asupra acelui loc. Dispăru în pădure fericită că a făcut încă o faptă bună, dar și pentru că de acum încolo va avea cu cine să se joace. Părinții observară o strălucire puternică venind dintr-o parte a pădurii și se îndreptară spre acel loc. Acolo își văzură fetița scăldată în cea mai pură lumină văzută vreodată, florile din jur făcând-o și pe fetiță să strălucească.
Maria se trezi și le povesti ce i s-a întâmplat. Credea că nu va fi crezută. Dar părinții, după ce au văzut florile și pe fetiță strălucind, au crezut-o imediat. I-au spus să nu mai plece de lângă ei, dar au și îmbrățișat-o, deoarece fuseseră foarte speriați. Maria a adunat câteva flori magice și pe celelalte le-a lăsat drept dovadă că inorogii există. Florile adunate le-a dat părinților și acestea nu s-au ofilit niciodată. Se spune că sunt florile fericirii, pentru că acea familie a fost mereu fericită. Iar Curcubeu a apărut în visul fetiței în fiecare noapte. Și apoi, când Măriuca s-a făcut mare, a apărut în visele copiilor ei și apoi și ale nepoților ei. Întâlnire. Într-o pădure tropicală, un arici a fost martorul unei întâlniri mai ciudate. Vioi și nepăsător, un motan hoinărea căscându-și ochii mari la tot ce-l înconjura și nu înceta minunându-se cu voce tare de parcă nu singur s-ar fi plimbat. Tiptil, dintr-un tufiș din spatele său, ieși hoțește un leu ce stătu vreme de câteva secunde să studieze creatura aceea prea ciudată pentru acele locuri. Nu trecu prea mult că hotărâ să-și anunțe prezența cu un răget puternic de i se ascuțiră și mai tare țepii pe spinare ariciului. Motanul, nu neapărat speriat, ci mai degrabă deranjat de noua prezență, se opri măsurându-l pe leu din coamă până în coadă. Ce faci, frate? De ce urli? Frate, glumești, schilodule, zise leul. Ia mai bine zi, ce cauți tu aici? Ei, ia ca hoinăream în drum spre casă. Iar schilod să știi că nu-s. Bag de seamă că tu nu știi cu cine vorbești. Știi cine sunt eu? Nu cred, dar semeni cu un motan imens. Un ce? Cum i-ai zis? E, văd că nici tu nu știi ce sunt eu. Ce ești tu? Dar ce să mă intereseze? Eu te-am întrebat dacă ești vreo ființă importantă. Deși nu cred, căci eu de tine nu am auzit și doar sunt regele animalelor. Păi, animal sunt și eu, iar eu de rege nu te recunosc. În plus, stăpân am deja și spre el mă îndrept. Ba, stai pe loc! Captiv văd că nu ești. De ce alt stăpân îmi vorbești? De cel care mă hrănește și mă îngrijește. Hrănește? Dar aici fiecare animal își vânează singur mâncarea. Vânează? Ha-ha! De unde? Am văzut eu, mai mult flămânziți. Pe când la mine nu trece ziua fără să fiu îndestulat. Dar tu nu ești liber. Eu cel puțin sunt. Liber să ce? Să sperii bietele animale pe care le întâlnești? De zici că le ești rege, de ce nu te duci să ajuți un iepure ce zace rănit în tufișuri mai încolo? Să ajut? Un iepure? Poate îl mănânc. E, vezi, stăpânul meu m-ar fi îngrijit. Tu ești un tiran și-ți folosești statura ca să-ți știe toți de frică. Și tu ar trebui să știi de frică, căci încep să mă enervezi. Știi ce? Eu sunt mulțumit cu viața mea, pe când tu îți pierzi vremea în rol de sperietoare. Probabil că nu te place nimeni și nici prea des nu mănânci. Schilod nesăbuit! Și cu o labă, leul puse motanul la pământ pentru cutezanța pe care o avuse. Acesta însă reuși să o zbughească mai mult mort decât viu, cu o ureche zdrențuită și smotocit de tot, după prima sa lecție în sălbăticie. Ariciul, care ascultase întreaga discuție, dădu din cap și spuse pentru sine: O fi leul tiran nebun, dar prost motan,
căci la asemenea statură, eu las privirea în jos și tac din gură.